Un deputat PNL a fost implicat într-un accident rutier grav în Alba Iulia. 4 autoturisme și 6 persoane au fost prinse în acest accident. 4 oameni au ajuns în stare gravă la spital. Accidentul s-a produs pe șoseaua de centură a municipiului Alba. 4 mașini s-au ciocnit după ce un șofer grăbit a încercat să execute o depășire neregulamentară și a riscat viețile a 6 persoane. Deputatul PNL Alin Ignat s-a aflat printre victime. Acesta a declarat că la momentul producerii accidentului încerca să ajungă la o sesiune programată la Camera Deputaților. La, cum să zic, 3 minute de la plecare pe centură m-am angajat în depășire regulamentar și mașina pe care o depășeam fără să semnalizeze, fără să schițeze nimic, a luat-o la vila la stânga și am tras de volan și am făcut tot posibilul să o evit. Deputatul PNL a povestit cum a reușit să evite autoturismul aflat într-o depășire imprudentă, însă a pierdut controlul volanului și a intrat într-un stâlp. În urma impactului violent, deputatul împreună cu soția sa au ajuns de urgență la spital, alături de alte 2 persoane implicate în accidentul în lanț. Am fost la spital, am fost externați acum de la spital, toate lucrurile sunt în regulă și suntem bine. La locul accidentului s-au deplasat mai multe ambulanțe SMURD și echipaje de descarcerare. În plus, a fost nevoie și de intervenția unei mașini de la Electrica, întrucât autoturismele implicate au lovit un stâlp de electricitate. Pacient conștient cu traumatisme la